vă propun să avem o seară liniștită, o seară frumoasă, pentru că numai în societățile relaxate cultura se poate auzi. Iar eu cred că în cultură este vorba de o ștafetă, deci este ceva care se transmite de la o generație la altă generație. Niciodată nu am crezut că o stare conflictuală sau o ruptură între cei vârstnici, n-am să-i numesc cei bătrâni și cei tineri, a putut să fie profitabilă. Cred că putem trăi în complementaritate și nu în excludere. Cred că pot să existe mai multe forme de artă, există și artă instituțională și artă independentă. Țin minte că am citit odată un foarte frumos interviu al Dumitru Radu Popescu, în care spunea, deci în dulcele grai arde renesc, așa, și șe, și șa. Deci putem încăpea împreună, cerul nu este prea mic, așa, și fiecare creator care are, are un limbaj al lui, care are o voce a lui, poate să și-o facă cunoscută. Frumusețea în cultură este că ea îngăduie și cere libertate, că este o libertate neîngrădită. Așadar, este o seară a întâlnirilor admirabile, este o seară a prieteniei, este o seară a prieteniei pentru o revistă veche, o revistă veche în sensul în care frumos spunea Caragiale, sunt vechi, domnule. Revista Ateneu are 50 de ani, peste 50 de ani, 52 de ani de serie nouă, are mult mai mulți ani, peste 80 de ani din seria veche, cea care a fost inițiată de pedagogul Grigore Tabacaro, de George Barcovia, care este patronul spiritual al revistei noastre. Ne găsim așadar la o nouă ediție a colocviilor revistei Ateneu, care sunt o continuare a festivalului național George Barcovia, primul festival literar inițiat de o revistă, a fost inițiat de revista Ateneu, atunci când era condusă de inimosul poet Radu Cârneci, când orașul a arătat absolut fabulos atunci în 1971, când a fost festivalul. Colocviile reviste Ateneu au o formulă mai restrânsă, dar întotdeauna noi invităm unii dintre cei mai importanți scriitori, cei mai importanți creatori din țară. Iar anul acesta ne-am propus tema 100 de ani de la apariția volumului Plumb, Barcovia, poet și solitar, este o expresie, o sintagmă chiar din Barcovia. Și invitații noștri sunt doamna Ileana Mălănceoiu, pe domnul Constantin Călin, care este un considerăm invitat de data aceasta, deși domnia sa a făcut parte ani de zile din echipa Ateneu și este un ateneist. Patron spiritual. Teodor Codreanu, domnul Codreanu, Adrian G. Romila, Nicolae Scurcu, Robert Ștefan, Valentin Calcalaru. Domnul profesor universitar, critic literar, Vasile Spiridon, care tocmai acum avansează pe culoare, este cel care a moderat frumosul colocviu de astăzi dimineață de la Universitatea Vasile Alexandri și vreau să vă spun că a fost un colocviu substanțial, s-au spus lucruri foarte interesante, au fost studenți, a fost un dialog viu. Noi asta am și vrea să creăm un dialog între tânăra generație și cei care sunt mai puțin tineri, dar sunt foarte vii, între cultura vie așadar și să întreținem, să cultivăm gustul întâlnirilor cu oameni. Alături de mine sunt colegii mei din echipa Ateneu, Adrian Jicun, Marius Manta, Pan Perșa, Ștefan Radu, Violeta Sabă. Ne bucură foarte mult că în seara aceasta, alături de revista Ateneu, la sărbătoarea ei anuală, la decernarea premiilor revistei Ateneu, care este a doua parte a colocviilor Ateneu, este prezent președintele Consiliului Județean, domnul Sorin Brașoveanu, care nu ține foarte mult la protocol, dar eu mă bucur mult.
l-am văzut și la alte manifestări culturale și mi-am dat seama că vine pentru că are un interes, are o bucurie să participe alături de oamenii din acest domeniu. Și este un lucru autentic, deci nu este un lucru artificial, un lucru de fațadă, un mic protocol pe care îl face din când în când în câteva minute. Pentru că lui Bacovia îi plăcea muzica și desena frumos și vă recomand numărul din revista Ateneu, l-am răspândit prin sală, numărul din septembrie, în care avem un dosar Bacovia și bineînțeles că o contribuție importantă are domnul Constantin Călin, are 3 pagini foarte consistentă despre relația lui Bacovia cu muzica și cu desenul, cu grafica, cu artele plastice, pentru că muzica sonoriza orice atom la Bacovia. Îl rog pe Marius Manta să ne facă o introducere în această seară, un preludiu muzical, prietenii lui. Mie îmi place că între artiști trebuie să existe prietenii, între literați, între actori, între plasticieni, muzicieni. Te rog, Marius. Dar n-am să vă cânt, nu vă speriați, evident. M-a bucurat foarte mult ideea aceasta că unei societăți zbuciumate, postmoderne și oarecum așa cu cele neobișnuite upside down, cum zice englezul, ar trebui să contrapunem o lume tihnită, o lume a normalității, o lume a frumosului, într-adevăr, o lume a armoniilor. Și de dimineață, poate paradoxal pentru unii, am plecat acasă cu o idee frumoasă, cu ideea unei poezii bacoviene străluminate, poate chiar evanescente. Și a fost un moment când mi-am adus aminte de niște cuvinte inserate într-o carte foarte frumoasă, apărută la editura Humanitas, Emil Cioran și muzica. Am să îmi doresc să prefațez cumva acest moment printr-un citat, dar nu înainte de a vă spune și 2-3 cuvinte despre oaspeții noștri de astăzi, de fapt cei care au fost în acord cu noi în ideea de a vă propune o frumoasă interdisciplinaritate. E vorba despre Cvartetul Consonanțe, un cvartet de acum aș putea spune de tradiție. Sunt muzicieni tineri. Cvartetul a luat ființă în 2003 din dragostea față de muzica frumoasă și față de un gen muzical realmente complex, deși, bineînțeles, formula cvartetului este una redusă. Dumnealor s-au bucurat de aprecieri, atât la nivel național, dar și internațional, acolo unde poate muzica este mai corect apreciată și au participat, fiind notați pozitiv de critica de specialitate în cadrul unor festivaluri importante în Italia, Germania, etc. Eu cred că e bine să las muzica să vorbească, dar trebuie neapărat să îi invit pe, o să încep cu doamnele, Alexandra Elefterescu Tabacaru, Ioana Pecingină, Iulian Boloc și Ștefan Epuran să ne încânte în acest excurs. Vom asculta până dumnealor se pregătesc, sper să nu greșesc, Morning Mood, Habanera din opera Carmen, Antract, Tango Cromatic de Meclin și o să terminăm cu un tango celebru care a figurat pe coloana sonoră a unui film de asemenea celebru. Dar vă spuneam, țin foarte mult să citesc acest citat, poate atipic pentru Cioran, care se leagă de ideea de evanescență și de frumos vertical. Muzica mă face contemporan inimii. Golurile vieții sunt pauze ale inimii. Dar muzica este oroare de vid și plin al inimii. Și se înfiripă în suflet acorduri care mă fac contemporan îngerilor. Bravo.
Thank you.
natura este un templu în care sunetele cruci și răspund. Un vers al lui Verlaine, sună, cred că e Verlaine, nu? De la muzica avant toute chose, deci pentru simboliști muzica însemna enorm. Dumneavoastră ne-ați încântat în această seară, ați încălzit atmosfera acestei seri speciale. Încă o dată vă mulțumesc. Și acum... Cred că Fernando Pessoa, la un moment dat... Cred că Fernando Pessoa spunea la un moment dat că o dovadă că viața nu e de ajuns sunt cărțile. Cărțile sunt această dovadă. Avem nevoie așadar de mit, de poveste, de poezie, de visare. În seara aceasta o să premiem oamenii și cărțile. Așadar, vom începe cu... un premiu special al revistei Ateneu, un juriu revistei Ateneu, este format din redactorii revistei, despre premiantul, despre laureatul acestui premiu special, o să-l rog pe prietenul nostru, colaboratorul permanent al revistei, pe domnul profesor Ioan Dănilă, să ne spună câteva cuvinte. Câteva, când am spus câteva, mister. Deci, cine poate fi? Puțină teatralitate. Doamnelor și domnilor, cred că asistăm la un miracol, pentru că în decurs de o lună de zile, același Nicolae Scurtu, iată că despre el este vorba, primește, sau Bacău îi decernează al doilea premiu. În numai o lună de zile, Bacăul, și cred că dacă ar mai fi un festival, un coloviu de genul celui de față, cred că la fel am plătit o datorie față de acest istoric literar, pe care cred că cel mai bine l-a etichetat Nicolae Manolescu. L-a numit un papă al istoriei literare românești. Altcineva spunea că este profesorul care știe tot. Este omul, acum revenind la o tonalitate un pic poate mai gravă, să spun, este omul căruia revista Ateneu îi datorează mult, nu aș zice enorm, dar mult îi datorează, pentru că ceea ce a publicat și publică în continuare în coloanele revistei, întruchipează, și mă uit la domnul Călin acum, întruchipează un alt dosar Bacovia, un document pe care îl aduce fiecare ediție a revistei, îl aduce în atenție, și care demonstrează generozitatea unui om de talia lui Nicolae Scurtu. Bine merită acest premiu și felicit deopotrivă pe organizatori, că eu zic că s-au orientat foarte bine. Vă mulțumesc. Așadar, premiantul nostru este domnul profesor Nicolae Scurtu, premiul special pentru valorificarea documentelor de istorie literară, premiul revistei Ateneu. Îl rog pe domnul profesor să vină în urmă. În partea aceasta, diploma domniei voastre și un plic mai micuț, dar o atenție mare. Iar Violeta este cu trandafirul. Domnule președinte al Consiliului Județean, doamne directoare, domnilor și doamnelor, sunt profund onorat și mișcat în același timp pentru această distinție a doua pe care o primesc de la Bacău. Bacău întotdeauna a avut o deschidere pentru valorificarea moștenirii culturale și acum am o încredere și mai mare în acest oraș de când a venit domnul președinte Sorin Brașoveanu la cârma acestui județ, care sunt convins că va face multe și foarte bune lucruri. Vă felicit, domnul președinte. Sigur că premiul mă onorează. Am primit puține premii în viața mea. Ăsta e unul dintre cele mai importante și de care o să-mi aduc aminte totdeauna. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și mulțumesc în mod deosebit domnului Adrian Jicu, care are un ochi format și știe ce face. Mulțumesc.
frunte. Nu am o ordine prestabilită. Mă gândesc însă la niște prieteni ai noștri care, din păcate, vor trebui să plece mai repede în seara aceasta. Așa că următorul premiu pe care vi-l prezentăm și pe care o să-l acordăm este un premiu pe care o să-l prezinte colegul meu, criticul literar Adrian Jiu. Doamnă academician, dacă tot a fost discuția de la universitate. Nu, nu, nu este ironie, nu? Nu? Eu doar îl citesc pe domnul profesor Constantin Călin. Da. Credeam că pe domnul Simion, că dânsul... Pe domnul Simion nu. Domnul Simion îl pot cita, dar n-avem timp acum cu prefața în care spune că Bacovia n-are biografie. Dar asta e altă poveste, nu intrăm în amănunte că nu-i vreme. Eu înțeleg că am altceva de făcut, nici un laudațiu, nici o lansare de carte, ci câteva gânduri cu permisiunea dumneavoastră foarte rapid. Și pentru că suntem aici la Centrul de Cultură George Apostu, mulțumim cu această ocazie și pentru colaborarea pe care o avem de ani buni cu acest centru. Îmi vine în gând conferința de săptămâna trecută pe care a ținut-o istoricul Cătălin Turliuc, o temă extrem de interesantă, cine suntem. De fapt, domnul Turliuc a ținut și bine a făcut să adauge cuvântul cine mai suntem. Și pentru că, așa cum arăta domnul profesor Constantin Călin, lui Bacovia nu prea îi plăceau festivismele, n-am să fiu nici eu foarte festiv, deși suntem la o întâlnire festivă de cernare a unor premii. Mie îmi vine în minte ceea ce spunea profesorul Turliuc, preferitor la identitatea românească. Poate că, acum uite, la 45 de ani de când revista Ateneu organizează acest festival, aceste premii și ducem mai departe această tradiție, poate n-ar strica să ne întrebăm și noi, cei de la Ateneu, cine mai suntem. Poate n-ar strica să ne comparăm un pic cu formidabila grupare din anii aceia 60. Poate n-ar strica să ne comparăm cu cei din anii 70 care au făcut ceva pentru cultura băcăoană, inclusiv cu cei din anii 80, când lucrurile stăteau cum stăteau din cauza influenței ideologicului. Nici în anii 90 n-a fost ușor cu tranziția asta foarte tulbure. N-ar strica permanent să ne uităm în urmă, nu pentru ceea ce spunea Petru Rareș, că domnul Turliuc și-a încheiat conferința cu această idee, că vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât. Nu cred că se poate așa ceva. De fapt, asta e ideea lui Patavievici, un comentariu de-a lui, că nu putem să fim paseiști. Eu cred că putem fi altfel. Eu cred că avem nevoie să fim altfel pentru a duce mai departe această formidabilă moștenire. Acum, ca să trec și să păstrez totuși, eu am să păstrez un pic din suspans, aș pune ceea ce urmează să spun sub semnul unui titlu extraordinar al doamnei Mălâncioiu, a vorbi într-un pustiu. Pentru că s-a spus dimineață și o să o spună cu siguranță colegul meu, domnul Vasile Spiridon, un pic mai târziu. Ileana Mălăcioiu nu este doar o poetă formidabilă, ci în egală măsură un publicist, o conștiință tragică. Poate nu degeaba și scris cartea aceea celebră despre vina tragică. Ei bine, haideți să avem și noi această conștiință din când în când, pentru că ea se îmbină, cred eu, cu aerul acesta festiv, fiindcă, într-adevăr, revista Ateneu a încercat și îmi place să cred că a reușit în ultimii ani să păstreze un anumit nivel. Mă refer la premiile care au fost acordate și nici n-are rost să le citesc, o să le spun așa foarte rapid. Mă gândesc la premiile pentru secțiunea de critică literară numai. Îmi vin acum în ultimii 10-12 ani câteva nume, începând să zicem cu Vasile Spiridon, Bogdan Crețu, Antonio Patraș, Paul Cernat, Daniel Cristea Enache, Doris Mironescu, Bianca Burța Cernat. E o listă și, într-un fel, e o politică noastră, dacă pot să zic așa, de a încerca să promovăm oamenii tineri, oamenii în care credem și oamenii care chiar reprezintă ceva în cultura noastră. Domnul profesor Scurtu a fost ironic, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, vorbind despre ochiul meu format. Eu aș zice că e un ochi deformat și de când port ochelari, cum zicea domnul profesor Danilă, poate e ușor reformat. Nu știu dacă ochiul e sau nu e. Noi anul ăsta, juriul format din redactorii revistei Ateneu, s-a orientat anul acesta către un tânăr, îndrăznesc să-i spun tânăr, chiar dacă s-ar putea să se supere, s-ar putea să mă contrazică. E un om foarte activ în spațiul cultural românesc. Îi găsim semnătura în reviste importante, știu eu, de la România Literară, la Convorbiri Literare, la Conta și așa mai departe.
Ceea ce mă surprinde pe mine într-un fel este că a debutat cu un volum Imaginea Raiului în cultura română, iar cel mai recent este Pirați și Corăbii. Adică e un pic extremist, așa văd că trece de la Imaginea Raiului la un imaginar dintre ăsta al mării, cu corsari, cu pirați, o lume violentă, o lume cu alte metehne, despre care nu o să vă vorbesc neapărat acum. Am și scris-o în cel mai recent număr din revista Ateneu, în cronica pe care am dedicat-o acestei cărți, care se cheamă Pirați și Corăbii, incursiune într-un posibil imaginar al mării. Eu doar vreau să-l felicit pe Adrian Geromila, pentru că el este premiatul de anul acesta la secțiunea de critică literară. Vă spun bună seara, am câteva precizări de făcut. Te rog, Adrian. Întâi vorbești și pe urmă îți dau diploma și să văd ce vorbești, da. Nu mă aduc, dar spun spre deosebire de Imaginea Raiului în cultura populară și de celelalte cărți ale mele, asta mi-a adus un mare de serviciu, pentru că din cauza acestei cărți am început să am o imagine așa de bani serios care se ocupă cu copilărie, da, pirați, corăbii, mare, da, ce naiba, am peste 40 de ani, cum mă mai pot întoarce la lucrurile astea, o carte cât se poate de serioasă. Acum, mulțumesc revistei Ateneu și redactorilor că s-au gândit să mă includă într-o asemenea listă cu Bianca Burta Cernat, cu Daniel Cristea Enache. Eu nu mă consider un critic literar, critica literară înseamnă sistem, înseamnă universitate, înseamnă arhivă. Nu știu, sunt prozator, eseist, cronicar, literar, sigur folosesc instrumente de critici literare, dar nu mă pot numi un critic literar. Apropo, am scris un eseu despre proza lui Bacovia, între altele, și despre proza lui Culianu și despre multe altele. Asta ca să vedeți că sunt un tip cât se poate de serios dincolo de analiza imaginarului mării cu bibliografie americană. Atât vă mai spun. Geografia mea personală ca scriitor activ se îndreaptă mai mult spre Iași și spre București, mai puțin spre Bacău, deși sunt din Piatra Neamț, deci la o oră distanță de aici. De aceea, premiul acesta mă onorează și probabil că e un semn de obiectivitate și de deschidere. Cred că număr pe degete de la o mână prezența mea în revista Ateneu, fie ca autor, fie ca subiect al altor autori. De aceea, încă o dată, premiul acesta mă și onorează și mă obligă. Îi mulțumesc lui Adi Jicu și îi mulțumesc lui Carmen pentru căldura pe care m-au primit aici. Vă mulțumesc încă o dată. Voi spune și eu de acum înainte, de câte ori va veni vorba despre Bacău și Ateneu, am luat și eu un premiu la revista. Și acum trecem la poezie, de la critică trecem la poezie. Și critica, eu cred în critică foarte mult, este o artă, are a 10-a muză, Călinescu vorbea despre a 10-a muză, a criticii, el era un critic artist. La rândul meu spun despre mine că sunt cronicar, nu neapărat critic teatral, noi trăim sub vremuri, suntem oameni care alergăm după o noutate, după evenimente, eu după spectacole, tinerii cronicari după cărți și încercăm să facem o punte, o legătură între ceea ce citim, simțim, poate cunoaștem noi mai bine pentru că suntem și cititori profesioniști și spre cititori. Deci să transmitem, să e o poveste chiar de contagiune, să-i molipsim de pasiunea, de plăcerea de a citi, de a merge la teatru, la concerte, la spectacole. Suntem niște oameni de intermediere, noi cronicari, noi criticii literari, cu toată modestia, așa suntem creatori la rândul nostru. Vă propun un moment poetic. Colega mea, Violeta Savu, ne invită cu baloane, cu... E vorbat tot despre copilării. Despre, dacă nu mai suntem copii, suntem deja morți, nu-i așa? Cu mințenia pământului, Brâncuș. E bine să ne amintim mereu acest lucru. Va urma, după momentul pe care ne propune Violeta, poetă, un premiu pentru poezie al revistei Ateneu. În 2015 au fost foarte multe cărți bune de poezie. Nu aș putea spune care ar fi cea mai bună carte de poezie, dar din punctul meu de vedere, care am văzut că mai corespunde și cu al altora, cea mai frumoasă carte de poezie este puțin sub linie. Este o carte frumoasă, tristă, sinceră și plină de ludic.
dar ludicul, așa cum toți care ne amintim cum era pe vremea copilăriei, nu e întotdeauna foarte tot timpul vesel, ci are și zonele lui de melancolie. Se întâmplă ca stixul copilăriei să existe și o baltă pe care bărcuțele nu putesc niciodată. Deci e un citat din carte. Și se pot învăța până la unui pene. Sunt în spate niște prieteni care vor să te bată. Și să te audă mai bine. Mă voi și ridica. Dar am înțeles că este un microfon, dacă chiar asta e o problemă. Da, funcționează. Da. Sunt mai multe microfoane. Hai că suntem între noi. Nu trebuie să fie rușine. Pe fața brodată, da, era misterul pentru cei care nu mă cunosc. Pe fața brodată a unei perne, pe mai toți copiii potidesc lacrimile, când mi se sparg baloanele. Plâng mult, mult, de parcă baloanele s-ar desumfla încet sub ochii lor, iar ei ar jeli aerul cu care urcă la cer. Nu, ăla nu vrea să se spargă. Am bătut toată curtea bunicilor cu o bușică de porc într-o zi de Crăciun, pe vremea când mă ascundeam printre perne, ca să nu aud cum animalul jguița moartea. Seara, când m-au chemat în casă, picioarele mele tot mai încercau să rostogolească bucata desumflată de piele, murdărită cu pământ, cu paie și sânge. N-am plâns deloc. Lacrimile mi se uscaseră de dimineață, pe fața brodată a unei perne. Violeta are recuzită. E o carte plină de recuzită. E o performance. În multe dintre episoadele cărții apar copiii autorului, Crina și Tudor. Pomul din mijlocul curții. Crina adună castane în mijlocul curții și e fericită că există un pom care face ouă maro. Mă bate gândul să-i spun adevărul, dar le-a așezat deja în cuibare și așteaptă să vină păsările ca să scoată pui. Vă faceți liste de priorități? Toată lista. M-am obișnuit să scriu pe col de hârtie ce am făcut și unde trebuie să mă duc, invitat ori neinvitat. Scriu ziua, ora, locul și un cuvânt sau două. Vă rog să luați frunze, să spuneți ce scrie pe frunze. Bibliote Bacău Timișoara. Croitor. Invitați Eli. Vernisaj. Bec. Bec. Pâine.
Aleg ce nu se dă. La Ovidiu Genar, lansare carte. Concert Fila. Concert Fila. Apoi, apoi Robert, spune tu mai departe. Apoi prin cărția cu patru filonele. N-am cum să uit ce va fi, unde va fi, când va fi. N-am cum să ratez nimic din ce e important. În fiecare zi de luni, iau din team o coală nouă, pe care scriu cât pot de citesc și de mare ce mă așteaptă. De câte ori privirea îmi cade pe ea, sunt resemnat, dar sigur că, într-un fel sau altul, din toată lista aia, eu voi scăpa cu viață. Robert Șerban. Premiul pentru poezie a revistei Ateneu. Robert vine foarte departe, a făcut mai multe ore ca să ajungă la noi în Bacău, să stea să ne cunoască pe noi și de la revista Ateneu, dar și pe mai mulți pătăuanți, cultură, oameni de cultură, jurnaliști, prieteni ai revistei, a fost în centru Bacăului, a fost ca o expoziție frumoasă a Jorge Zărnescu, la Pocheștiul Jazz și a venit încățit și de ultima sa carte, așa că s-a întâmplat despre niște cărți, cea mai caldă și care are un titlu foarte important, viitor la Poliție. Nu a ajuns în Bacău, eu am telefonat la librăria din Sandă și am văzut în București, Robert ne-a adus de la Timișoara să o vedem și să ne incite la, la o lectură. Iar diploma și micul plic pentru tine au ajuns. Mulțumesc foarte mult. La destinatar. Fac și eu ca la Oscar. Mulțumesc foarte mult. E, e un lucru minunat să fii pentru prima dată într-un oraș cum e Bacău și să primești un premiu, dar mai ales să fii primit cu atâta căldură. Mă leagă multe lucruri de Bacău, indirect, în sensul în care taică-meu, ca orice om serios, pe vremea răposatului, cumpăra toate cele 13 reviste literare care apăreau în România, printre care și revista Ateneu. Când am început să citesc, citeam, bineînțeles, și Ateneu. Apoi mă mai leagă un lucru chiar de sculptorul George Apus, unul dintre foarte bunii mei prieteni, care din păcate a murit acum 2 ani, sculptorul Ștefan Călărășanu. I-a fost un fel de învățăcel, deși Ștefan terminase facultatea de arte, am meșterit la sculptorul Apostu vreo 3 ani în București și mi-a povestit o mulțime de lucruri pe care le țin minte și multe sunt inedite pentru că erau, era o relație de maestru-ucenic, dar și de prieten totodată vis-a-vis de Apostu. La Ștefan în atelier există câteva desene ale conul Costică, cum, cum mi se spunea, și iată-mă aici în acest centru cultural George Apostu. Păi mai e un lucru important. Astăzi când ne plimbam prin Bacău, că am vrut să simt pulsul orașului, am ajuns în fața unui chioșc de ziare, care era închis, că era ora 5. Dar ce credeți că trona pe, pe geamul cel mare și vizibil al chioșcului? Era revista Ateneu deschisă. Niciodată n-am văzut în viața mea și, slavă Domnului, m-am plimbat prin România și sunt mare iubitor de reviste literare. Eu însă lucrând la Orizont, așa ceva. Niciunde, niciun chioșc din România asta, nici măcar cel de la, care era la Muzeul Literaturii, n-avea o revistă ca să-i facă reclamă. Apoi am tras ochiul la președintele Consiliului Județean. A zâmbit de când suntem aici. E un om dinamic, e un om vesel, un om care, căruia clar îi face plăcere că vine, nu vine din obligație și stă cu ochii pe ceas și ne înjură printre dinți, gândind că nu mai termină fraieria asta măcar o dată. Ceea ce e un lucru foarte bun, că un om politic e emulat de toată povestea asta. E un lucru bun și un semn bun pentru cei care sunteți în, în Bacău. E, până la urmă, un semn care vi se face și care ni se face tuturor, în sensul că e posibil ca clasa politică să se schimbe. Iată, oameni tineri, oameni cu un tip de dinamică și fizică și intelectuală totodată, încep să intre în acest joc cultural și să-l consume cu mare bucurie. Apoi, sunt onorat așa toată, cum să zic, împovărat să iei un premiu în orașul lui Bacovia de poezie, te-ți vine să te faci ca mic așa și să fugi repede înapoi la Timișoara, să te bagi între perne și se face rușine, dar până la urmă asta a decis jurul, le mulțumesc prietenilor din Bacău, de la revista Ateneu, mulțumesc lui Adrian, Violetei, lui Carmen, lui Dan, lui Dan Perșa, mulțumesc foarte mult, e o mare onoare să ai o diplomă în care
chipul lui Bacovia să-ți fie atât de aproape și mai aproape decât era. În plus de asta, vă transmit salutul orașului în care trăiesc. Oraș care, să știți că e în linie dreaptă pe hartă. Am făcut eu 8 ore, dar am făcut foarte repede și există un tip de magnetism așa între cele două orașe, între Timișoara și Bacău, ambele fiind cumva în extremele României, dar după cum știți prea bine, iată, extremele se atrag. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu mă simt mult mai bine că văd oameni tineri în politică, când văd oameni care ar trebui să fie convinși, pătrunși de ideea că rolul politicienilor pe lumea asta este să amelioreze viața oamenilor. Nu să fie lacom, nu să-și facă ei înșiși sau să-și adune tot felul de privilegii, deci să fie într-o misiune acolo și să facă bine pentru ceilalți. Și acum, premiul pentru proză al revistei Ateneu, care va fi prezentat de prozatorul revistei, unul dintre cei mai importanți prozatori de astăzi în literatura. Să devină bătând de frate cu scaunul și stau așa, destul de mult pe scaun, da? Dar voi prezenta... Și pe vremea voi scria din picioare la mașina de scris. Da. Dacă aveți experimentate, Adrian Romilă văd că a plecat, că... Trebuie să ajungă la un alt simpozium, la care ne-am spus eu. Mă gândeam că acum ceva vreme, pe vremea când trăia Lucian Alexa, îi trimisesem un calup așa mare de proză și publica număr acolo câte un fragmentel. Deci de câte ori deschideam revista Hiperion, îl găseam acolo la proză pe Adrian Geromilă. Însă, care mi-a devenit așa foarte simpatic. Acum l-am văzut prima dată, dar după poza aceea mi-a devenit foarte simpatic și asta. Acum deja știți că el nu poate să ia premiul de proză pentru că l-a luat pe cel de critică. Și ia premiul de proză cineva pe care eu îl cunosc de mult timp. Prin 1989 eu m-am mutat la Constanța după ce am terminat stagiatura făcută la Gheorgheni și am nimerit la Apele Române, unde am găsit un poet acolo. Eu pe atunci scriam așa pentru mine, dar nu publicase nimic. Și poetul acela a început să vorbească despre scriitorii din Constanța. Mi-a zis despre Constantinova, care era directorul revistei Tomis, de Nicolae Motoc, de Radu Șuiu, un poet foarte interesant, l-am cunoscut apoi, și mi-a zis cu Manole 10, care și întrece, și Manole era Ovidiu Dunăreanu. Ovidiu Dunăreanu, care este premiantul nostru de anul ăsta, și care a scris, după părerea noastră a jurului, una dintre cele mai bune 5 cărți ale anului de proză. Deci, în concurența aceasta care există, el a luat premiul nostru. Dar de ce mi-a vorbit atunci poetul acela despre Ovidiu Dunăreanu, că era Ovidiu încă nu publicase, nu știu ce cărți avea, publicat în presa culturală, în revistele culturale, dar mi-a vorbit despre el și ca de un prozator împlinit așa, pentru că profilul lui moral îmi făcea foarte drag oamenilor din acel spațiu, din spațiul Dobrogei. Și după aceea l-am cunoscut și eu pe Ovidiu și, într-adevăr, am devenit și prieteni buni. Și m-a impresionat întotdeauna cu ceea ce scrie el și cu încă un fapt. El este și prozator, un prozator al spațiului dobrogean, al spațiului dunărean, al zonei de Dunăre și este un publicist al spațiului mării. E un publicist al Constanței.
Deci merge pe aceste două zone, proza și reportajul literar. Are niște reportaje extraordinar de frumoase, la fel de frumoase unele ca și romanele. Și de fapt, ceea ce a adunat el în reportajele astea, de multe ori a folosit și în proză. Are o memorie fabuloasă și știu că și-a adus câteva romane cu el și o să reușească să găsească unul, să obțină un roman de la Ovidiu, o să aibă o lectură, vă garantez, extraordinar de plăcută. Nu o să vă spun acum multe despre romanul acesta, dar Ovidiu a fost un prozator care s-a ținut cu o seriozitate exemplară de treabă. N-a încercat să iasă în evidență, să se zbată, să se bată cu pumnii în piept, să... El a muncit la masa de scris, a stat mereu la masa de scris și a muncit acolo cu o răbdare extraordinară și... Se spunea astăzi de dimineață că Bacovi a scos Plug și după aceea volumele celelalte n-au mai fost chiar la fel de extraordinare, dar se întâmplă asta foarte des pe la noi. Ei, Ovidiu infirmă acest lucru care știu că, într-adevăr, se întâmplă des la noi. Ce a crescut mereu. A crescut mereu valoric și a scos acum un roman care e dus aproape de perfecțiune, și stilistic, și din punctul de vedere al tehnicilor narratologice, și e un roman împlinit. Practic, tot ce a adunat a adus aici. Însă are mari disponibilități și pentru alte lucruri, pentru proză de altă factură. Ar putea să scrie roman contemporan, ar putea să scrie un roman al perioadei comuniste, pentru că memoria lui extraordinară nu se axează numai pe zona asta a arhetipurilor, a miturilor, legendelor Dobrogei, ci el este un extraordinar cunoscător al oamenilor. Și îl felicit pentru premiul pe care l-a luat și la cărți și mai. Să răstim încă o dată numele romanului și invitați-l la lectură. Lumina îndepărtată a fluiului se numește romanul și a apărut la editura Expondo. Felicitări pentru cărțile tale, pentru romane și pentru reportajul care este un rege al genului jurnalistic, din păcate e foarte rar în peisajul nostru jurnalistic și tu ești un maestru. Pe care l-am învățat de la alți mari maestri, cum este, să spun, numai Geo Bocea și nu era, cum era, da, și nu de la proletcultiștii care au umplut presa culturală românească de reportaje și sunt schiloate și care nu mai sunt. Și sunt Ziana Pop, era un reporter extraordinar și face o revistă pentru gustul larg. Eu sunt legat de Ziana Pop, că aș deschis această discuție în 1970, am publicat o revistă cu Ceafărul. Și prima dată m-am prezentat la redacția revistei, cunoscând-o pe Sânziana Pop și pe Ștefan Bănulescu, care mi-au și dat pseudonimul de Ovidiu Dunăreanu, spunând că Petcu, zice, poartă numele toți frizerii de la Galați la Timișoara, pe Malul Dunării. Chiar așa s-a exprimat. Domnule președinte, și eu vă spun sincer, mă bucur că sunteți prezent astăzi aici, pentru că noi, cei de la Constanța, nu am mai văzut de un deceniu și jumătate un președinte al Consiliului. I-am văzut mai muțărindu-se pe carele alegorice în diverse posturi rușinoase și degradante, pentru că, aflându-mă la Timișoara cu câțiva ani de zile, când am fost prezentat într-un
context acolo la o serată când s-a spus Ovidiu Dunăreanu de la Constanța, toată lumea a izbucnit în râs și a început să aplaude. Samba! Trabajo, nu samba! În clipele acelea, domnul Mazăre, mă rog să nu-i mai dau numele, își dădea spectacolele de artist genial. Să revin la Ateneu, la Bacău și la cartea aceasta. Mulțumesc Ateneului pentru premiul acesta. Mă onorează mai mult decât îmi închipui, dar mă și emoționează în același timp și îl iau ca pe o recuperare făcută la premiile Uniunii Scriitorilor din vara aceasta. Ce este o revistă? Pentru că la Constanța scot și eu de 14 ani o revistă, revista Exponto. Nu arată rău, e bine cotată, 200 de pagini, trimestrială. Este un chin să scoți o asemenea publicație, dar în minte să scoți una lunară, cum face doamna Carmen. O revistă este un vehicul. Acest vehicul care exportă tot ce este valoros din spațiul în care apare spre spațiul național și universal. Iar în același timp are și obligația să aducă din aceste spații din afară spre spațiul în care apare valorile mari, autentice, pentru ca odată puse alături de valorile acelui loc, să dea valorilor locului dimensiunea pe care o merită cu adevărat. Sunt reviste în țară pe regiuni, sunt de o solidaritate extraordinară, se rezumă numai la oamenilor de acolo și dintr-un foc, oricât de valoroase ar fi, devin provinciale, devin limitate, nu au o circulație mare. Ceea ce face Ateneul de ani de zile, face un gest de mare frumusețe. Am deschis ochii pe Ateneu, eu sunt un om de bibliotecă, Dan Perșa a spus el ceva cu statul, muncitul și în liniște, lucrul acesta se învață într-o bibliotecă. Într-o bibliotecă județeană mare, la Constanța. Foarte bine dotată și foarte bine organizată. Avea colecțiile de ziare puse la punct. Colecția Ateneului am găsit-o în anii 70-71 și am început să o citesc. Și scriam la revista Tomi și revista Luceafăru. Atunci am descoperit la Ateneu o echipă extraordinară și dați-mi voie să citez numele acestor oameni care erau de o extra exemplaritate. Este vorba despre domnul Radu Cârneci, este vorba despre George Bălăiță, George Genoiu, Eugen Uricaru, Sergiu Adam, Constantin Călin, Ovidiu Genar. Pe o parte dintre acești oameni i-am cunoscut la Consiliile Uniunii Scriitorilor. Au colaborat cu revistele noastre, cu revista Atomis, unde am lucrat și eu și Dan Perșa, cu revista Exponto. I-am cunoscut, i-am citit, m-am simțit extraordinar în prezența acestor mari intelectuali. A venit momentul 2004, când noi am fost obligați să lăsăm revista Atomis, pentru că fusese adus acolo un plastician care habar n-avea de cum se face o revistă și care a dus-o foarte repede la ruină, a dus-o la desființare. Eu am plecat la revista Exponto, Dan a fost recuperat de doamna Carmen Mihalache. Din clipa în care Dan a intrat la revista Exponto, relațiile mele cu Ateneul s-au dezvoltat. În sensul că am publicat fragmente de roman, proze scurte, cărțile mele care au apărut din 2004 până în prezent au fost comentate cu mare, știu eu, să nu zic asupra de măsură, dar au fost foarte bine comentate în revista Ateneu. De aceea port acestei reviste, mai cu seamă prin acest spațiu, acest premiu, de acum încolo mă consider un om al Bacăului. Și vă spun, sunt legat de Moldova prin faptul că soția mea este moldoveancă. Iar spiritul acesta deschis de plin de sensibilitate, a fost imprimat și în familia mea. Știți că femeile fac jocurile. Domnul profesor Scurtu mă poate
Încă două vorbe legate de această carte și de ce vreau să mă revendic dintr-o anumită literatură. Nu pot vorbi despre carte. Despre carte au vorbit, sunt încă 16-17 note de lectură, însemnări, cronici, până acum din martie. Vreau să mă revendic dintr-o literatură a Sudului românesc. Foarte bine configurată de profesorul Mircea Mutu de la Cluj și de Cornel Ungureanu de la Timișoara. George Călinescu a semnalat acest spirit al Sudului în literatura română. Există în partea aceasta de câmpie și Dobrogea chiar o notă specială, o notă specifică, mai ales în proză. Dimensiunile fluviului, ale mării, spațiul balcanic cu culoarea, cu misterul, cu subtilitățile sale. Mai toți criticii literari, când fac comentarii pe cărți de genul acesta, reduc comentariile la experimentele românești. Sadoveanu, Voiculescu, Fănușneagu, Bănulescu. Iertați-mă, în zona aceasta balcanică există un areal, un grup de scriitori de mare valoare. Nikos Kazantzakis din Grecia, Ismail Kadare din Albania, Iordan Radichkov din Bulgaria, Meto Jovanovski din Macedonia, Jan Strezovski, tot din Macedonia, Ivo Andrić, Miodrag Bulatović și Milorad Pavić din spațiul sârbo-croat, Gheorghe Grozdev, un prozator contemporan, editor și mare, scoate și o revistă la Sofia în prezent. Dincolo de ei, pentru mine au avut o valoare extraordinară Gala Galaction, Vasile Voiculescu, Ștefan Bănulescu, Dere Popescu, Fănuș Neagu, Dan Perșa și încă un prieten și coleg de-al nostru, arheologul și prozatorul Liviu Lungu. Din spațiul acesta, acolo cu o anumită tentă mediteraneană, aș vrea să mă revendic. Rămâne în continuare să văd ce pot face. Vă mulțumesc încă o dată, Bacău, și pentru mine. Și pentru mine Bacău rămâne definitiv un reper fundamental în biografia mea literară. Orice gala a premiilor și așa urmărește un crescendo. Premiul cel mare, deci premiul George Bacovia, va fi prezentat, deci o laudație va fi făcută de criticul literar Vasile Spirida. Domnule președinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, scriitori, invitați, doamnă membru corespondent al Academiei Române, este corespondent pentru că ea scrie, de asta este corespondent, pentru că scrie. Înainte de a trece la laudație, aș vrea să vă spun un gând, apropo de ceea ce ne spunea și Ovidiu Dunăreanu, nu știam că nu este un pseudonim asumat, ci este impus în fond. Eu am spus dimineață că și-a luat acest pseudonim de Dunăreanu pentru că vine de la Dunăre. Acum aflu altceva, dar vreau să spun altceva. Să știți că și bulgarii au frizerii lor pe malul Dunării, nu numai noi. În luna iulie am fost la un coloviu la Mănăstirea Dervent, împreună cu Ovidiu Dunăreanu și după aceea am mers la Silistra, am trecut la Bulgaria. Și am văzut cetatea de la Silistra și ne întâmpină direct, directorul muzeului ce era acolo, vorbea puțin și pe românește, noi, Ovidiu Vorbăreț, se prezintă Petcu, iar celălalt spune Petkov. Deci este clar că și ei au frizerii lor pe malul celălalt al Dunărov. Poftim? Dunărov. Dunărov, nu? Dar a spus Petcu, pentru că el s-a prezentat cu ceea că dacă cerea buletinul, era Petcu în buletin. Da, bun, revenim la ceea ce trebuie să spun. Domnul profesor Daniel vorbea despre un miracol. Eu n-aș vorbi chiar de un miracol, ci de o stare de normalitate. De ce? Pentru că în ultimele două săptămâni și în săptămâna care urmează, Bacăul a fost și este vizitat de 3 academicieni. Săptămâna trecută, la Simpozionul Național de Estetică, a fost academicianul Alexandru Boboc, a fost premiat.
În seara aceasta este doamna Eleana Valanciu, iar joia viitoare, la ora 10, în aula Universității Vasile Alexandrii, vi se va conferi titlul de doctor honoris causa academicianului Nicolae Manulescu. Deci, este o stare de normalitate, domnule președinte al Consiliului Județean, aici la noi, la Bacău. Bun. Ce aș putea să vă spun eu, în afară de ceea ce am scris deja în Ateneu, numărul acesta, vă trimit deja la bibliografie, vreau să vă mai spun altceva în afară de ceea ce este scris acolo. S-a vorbit despre biografie, despre poet, dacă poetul are biografie sau nu are biografie. Pot să spun, cea mai fidelă descendentă a lui Bacuria are și ea o biografie. Dacă săptămâna viitoare, când îl prezentam pe Ovidiu Genaru, spuneam că face parte din generația 60, era o discuție despre generații, iar trebuie să vorbesc ceva și despre generația Ileni Mărăncioiu, vine dintr-o generație pe care Laurențiu Ulici o numea implozivă. O generație strivită de cele două explozive, de generația 60, care venea după deșertul proletcultist, iar pe de altă parte de generația 80, care avea să impună un alt tip de paradigmă, tot împotriva puterii comuniste, dar o generație nu numai strivită de celelalte două, ci și de accidentele biografice. Mulți dintre ei au dispărut. Dacă ne gândim la Daniel Turcea, un mare poet, Daniel Turcea, deși a scris două volume, Entropia și Epifania. Sau dacă ne gândim la Marius Robescu, dacă ne gândim la formidabilul Virgil Mazilescu, dacă ne gândim la alt formidabil prozator, Robert Șerban, Sorin Titel. Da. Este unul dintre cei mai mari prozatori ai noștri. Deci spuneam că a venit din această promoție, în fond, strivită și biologic. Poate nu întâmplător, Eleana Mărâncioiu a fost prietena. În amintirile ei, în foarte numeroasele interviuri, evocă figura celor dispăruți. Dar vreau să vă spun ceva despre faptul că poezia ei, spuneam, are o biografie în spate. O poezie care se bazează pe un scenariu simplu, pe un scenariu fără prea multe floricele, un scenariu auster. Și aici aș putea să dau un exemplu. Am citit undeva că în momentul în care s-a dus la Luceafărul, la revista Luceafărul, să publice Vai, pasărea tăiată, i s-a respins inițial de cenzură pentru că s-a spus nu are o motivație, nu are un scenariu. Nu avea un scenariu, nu? Ce n-avea, doamna? Că nu are o motivație. O motivație. De ce am tăiat noi pasărea? Sigur, de ce s-a tăiat pasărea aceea? Sigur. Da, începeau să se facă acele contracte cu statul, prin care tu contractai un porc, păsări, și ovine, făceai o cerere ca să ți se ia din ograd. Da. Și iată, de ce nu scrie cum a scris Nicolae Labiș Moartea Căprioară? Acolo este clar o motivație, erau flămânzi, era vremea secetei și atunci a foametei și atunci s-a descoperit ba chiar că, domnule Scurt, unde a dispărut cu premiul, se spunea că... Dacă, practic, nu avea nici permis de vânătoare, a făcut un act de braconaj. Bun, deci sunt niște scenarii simple, fără niciun fel de motivație, cum foarte bine a spus, și care au, în fond, motivația lor. De ce? Pentru că Eleana Mărăncioiu, ca orice poet, este tributară formației prime, primilor 7 ani de acasă. Educația pe care a primit-o într-un sat goden din județul Argeș, un sat în care se credea încă cu putărie în unele aspecte ale mitologiei, ale mitului, este vorba de înviere, de sărbătoarea învierii, este vorba de celelalte sărbători, deci atâta, o educație religioasă bazată și pe Biblia ca atare, pentru că era singura carte, practic, din casă, mai avea câteva cărți ale Sfinților, nu era acea carte interzisă pentru Robert Șerban, nu ediția bibliofilă din Bacovia, ci o carte pe care ar fi vrut-o să o ia și la câmp, când se duceau cu animale la păscut, copii, dar nu putea pentru că era prea mare pentru a o citi. Știe foarte bine Biblia, dar neputând lua Biblia, atunci a luat Pădurea Spânzuraților a lui Redreanu și a marcat-o în fond această scenă a spânzurării lui Apostol Bologa, pe de o parte, dar pe de altă parte s-a placat pe un scenariu real, pentru că într-o zi în pădure copiii au descoperit un om spânzurat.
Poate și de aici vine acel motiv, știu, al boului jupuit, știu, nu-mi dau seama, dar o poezie foarte, foarte importantă. Bun. Deci este placată și pe un livresc. Un livresc continuat cu lecturile din Dostoevski. Iată, demonii, iată, în Frații Karamazov, este un lachier, este un nobil, nu? Smerdakov și Zvialov, care ce fac? Se spânzură. Și atunci, iată, poate și aceasta a marcat-o. Ce a mai marcat-o în viața ei creatoare? A marcat-o moartea la o vârstă cristică, aș putea spune, a sorei. Dimineață a spus la colegul nostru de la universitate, a spus ceva despre această scenă, nu? Când a simțit că, de fapt, între ea și sora ei există un anumit fluid, o anumită forță. Când moartea este un antagonist cu viața. Același lucru, desigur, și din pastrea tăiată îl găsim, tot la întreaga poezie, aș putea să spun. Deci este, și de asta am dat acel titlu, un portret din interviu, pentru că ea se simte cumva între interviu, între viață și moarte. Dacă în prima parte a vieții mărturisește undeva a fost obsedată de viață, în partea de mijloc a fost obsedată de moartea psihică, despre care vorbea și Augustin Buzura, deci să ne ferim de moartea psihică, iar acum spune în partea a treia a vieții, este obsedată de viață. Atât timp cât mai trăiau părinții, îi plăcea să se ducă acasă, în satul natal și să-și cultive Volterian grădina, să vadă ea cum crește o plantă, o floare sau altele. Deci cam acestea ar fi câteva obsesii, aș putea să spun, ale Elenei Mălăncioi. Pe de altă parte, spuneam de acea educație care vine din Musa din Argeș, aș vrea să spun și Adrian Jicu, probabil se gândea și la lucrul acesta, la atitudinea civică. Elena Mălăncioi este un intelectual cu atitudine civică foarte tranșantă, care nu ar putea să facă nici într-un caz gesturi politice, nu s-ar putea înscrie nici într-un partid. De ce? Pentru că își păstrează totdeauna și-a păstrat independența de opinie. Dacă citiți toate editorialele sau toate eseurile sau tot ceea ce scrieți despre situația noastră din România, începând din 1990 până în contemporanitate, vă veți da seama. Sunt multe de spus. Eu cred că este o alegere foarte, foarte bună. Cred că dintre toți poeții care au fost premiați aici, poate, cea mai autentică poetă bacoviană, prin tragismul poeziei sale, este Ileana Mălăncioiu. Și ne bucurăm că a făcut ce a făcut pentru George Bacovi, atât pentru a-i asigura continuitatea creatoare, dar și pentru ceea ce a făcut în ultimul timp, prin declarațiile ei și prin ceea ce s-a întâmplat la Academie. Vă mulțumim, doamna Ileana Mălăncioiu. Sunt aici, nu neapărat ca să iau un premiu, premiu am mai luat chiar acum vreo două săptămâni, un premiu cu nume tot atât de mare, Brâncoveanu, care te emoționează până la lacrimi. În fața acelui simbol am zis eu că nimeni nu se mai poate victimiza, e bine că s-a gândit în mod ciudat, s-a gândit un străin și nu un român. La capul tăiat s-a gândit, probabil. Am zis că este bine că uneori ne-am victimizat pe lucruri mărunte. Când ai un simbol ca Brâncoveanu, nu te mai poți victimiza că nu știu ce te-a urmărit cineva sau nu ai folosat să publici o lună de zile. O lași baltă. Te gândești la lucruri mult mai mari care s-au întâmplat în țara asta de-a lungul vremii. Sunt fericită că sunt aici în acest an, când se împlinesc 100 de ani de la Plumb. Am mai primit un premiu al revistei Ateneu cu niște ani în urmă. L-am primit pentru publicistică, primul juriu care s-a gândit la mine, s-a gândit când aveam o carte de publicistică, eu de când eram mică îmi doream să mă ia cineva în serios, ca urmașa lui Bacovia la poezie, că nu prin publicistică ăsta l-ai marcat el. Dar erau ani în care eu eram șomer, nu m-a invitat nimeni, în acel an de glorie, când orașul, în loc să fie împânderastul Ovinci, era cu versul din Bacovia, care înțeleg că după aceea au fost date jos cu forța, că de ce au fost ele puse și nu Lovincile de vremii.
Și am suferit că nu eram invitată, dar întotdeauna vine o vreme când poate aceea e vremea ta, poate trebuia să aștept până la un secol de la apariția volumului plumb. Mi s-a mai întâmplat un lucru asemănător, domnul profesor Simeon, că tot a fost citat de nenumărate ori, dar nu mă iubea în mod deosebit, dar venise și mie rândul să-mi dea premiul Nichita Stănescu la Ploiești. Și cumva s-a scuzat că e cam târziu, că l-au luat unii mai modești ca scriitor decât eu și am zis, domnule profesor, este exact cum trebuia, pentru că este și anul Caragiale și aș vrea foarte mult. Eu am făcut și publicistică și aș vrea, dacă se poate, să iau premiul Caragiale în anul când v-am primit Nichita 100 de ani la naștere. Să iau premiul Nichita în anul Caragiale și invers. Deci este exact anul potrivit. Nu e târziu, este foarte bine, mă simt foarte bine aici. Plăștenii s-au bucurat că sunt acolo, dar eu sunt mult mai legată de ce se întâmplă în acest oraș. Fiindcă poetul meu de suflet este și va rămâne Bacovia. Toți am învățat întâi de la Eminescu, am început prin a scrie versuri, chiar pe ritmuri. Urmă mi-am dat seama că nu te reprezintă, trebuie să încerc cu tine. Mi-am adus aminte, cum zicea Bacovia, eu scriu așa cum vorbesc. Toți îl trăgeau la un curent oarecare, dar el vroia să scrie așa cum gândește și așa cum vorbește. Nu s-a simțit atras de niciun curent. A făcut acea teorie cu culorile, dar cumva rămâne departe de ceea ce este esența bacoviană. Eu tot sărbătoresc Bacovia de când s-a întâmplat să fiu primită ca membru corespondent al Academiei. De fiecare dată mă feresc să aud academician, fiindcă domnul profesor care este șef, Simeon, care este șeful secției noastre, zice, cum să spun el că e academician? Academician sunt eu, zicea, mi-a fost să nu afle cumva că eu am spus la Bacău că sunt academician. Până mai mă feresc de ceva. De 3 ani de când am intrat ca membru corespondent al Academiei, m-am tot uitat și eu pe listele, le-am zis să nu ard gazul degeaba aici, noi stăm la mansardă, n-am coborât în stal, că dacă suntem corespondenți, eu stau cu lingviștii care suntem corespondenți încă la mansardă. Și de la mansarda mea de acolo am zis și eu, m-am tot uitat pe anuarele astea și dintre toți mari poeți dintre cele două războaie, lipsa Bacovia la membrii de onoare a Academiei primiți post-mortem. Tot întrebam de fiecare dată și toată secția zicea, cum nu este Bacovia? Păi o să-l primim. Și de fiecare dată zicea, dar să mai așteptăm. De ce atâta gravă? Păi, să se maturizeze. Se împlinește un secol de când a apărut volumul plumb și asta este ceva important în literatura română. S-a mai trecut odată peste asta, ajungem la sărbătoarea zilei culturii. Eu socotesc că nu e bine nici pentru Eminescu, ca ziua națională să fie ziua, este foarte bine că este ziua lui Eminescu, dar nu-i bine să fie unica sărbătoarea culturii, că atunci este că prin Eminescu facem un soi de excludere a restului culturii, el și restul lumii. Deci să mai sărbătorim și noi și un Bacovia, și un Blaga, și un Barbu, adică să nu fie singura sărbătoare, că îi facem un rău lui Bacovia. Lui Eminescu, dacă excludem tot, în numele lui Eminescu, adică trebuie, cultura a mers înainte într-o formă prin marile ei personalități și sperăm să mai meargă. În fine, în ziua culturii naționale, pentru că domnul profesor îi desemnează dinainte pe cei care au voie să vorbească atunci, eu nu prea sunt bună de pus pe listă. Și am pus și o pilă, i-am spus rectorului de la Cluj, Ioana Aurel Pop, domnule, totuși spune ceva, că ai cuvânt acolo și despre plumb, că se împlinește 100 de ani, nu o să mai avem, e ziua culturii naționale. N-a spus că el are un discurs mai patriotic, așa e foarte aplaudat, vorbește bine, știe să vorbească la microfon, ceea ce noi nu prea știm, că noi stăm mai mult în fața paginii albe. Și după aceea se termină ședința și vine o doamnă de la Radio Cultural și vă rog, spuneți-mi și mie ceva despre o carte care v-a impresionat cel mai mult luna asta, despre care ați vrea să vorbiți. Și o iau eu de la cap cu plumb. Și să știți, nu se poate, când mi-a spus domnul Aurel Pop exact cu acest, Ioana Aurel Pop exact cu aceste cuvinte. Deci e foarte bine dacă a preluat. Istoria națională vorbește și la Chișinău, vorbește și la Paris, vorbește pretutindeni, dacă a preluat este foarte bine. E adevărat că nu știa că e vorba de un volum
m-a întrebat în Iași la poezia, dar a preluat-o întotdeauna. Dar a fost recent. I-am fost foarte îndatorată. Îi sunt și acum de aceea și vorbesc despre el. În orice caz, sunt fericită. Singurul lucru de care sunt mulțumită de când am intrat ca membru corespondent al Academiei este că am reușit să impun acest lucru, că Bacovia trebuie să fie între membrii Academiei. Este prima oară când s-a făcut un dicționar al membrilor Academiei, de la înființarea Academiei, cu ocazia împlinirea 150 de ani, este primul în care Bacovia este între marile personalități ale culturii române, unde trebuia să fie. Exista prejudecata că, știți, el n-a fost universitar, știți, el n-a prea fost premian, păi nu prea din premian, nici măcar Eminescu nu prea a fost premian. Adică, geniile nu se aleg musai din premian, se pot alege, dar ca excepție, nu e musai să se aleagă dintre premian. A rămas este și repetent Bacovia, am spus. A rămas și Eminescu, dar era problema că era problema aia să treci granița, că atunci treceai granița la Cernăuți, ca să... Era și probleme administrative și... Deci nu prea și-au luat diplomele la vreme. S-a mutat la Sebeș. Deci nu pe diplome judecăm pe mari poeți. Dacă atâția academicieni pot să-și facă studii și să stea așa cu coatele pe Bacovia să vadă ce a făcut și ce a făcut, înseamnă că e bun acolo, că le-a dat și lor de lucru pe tot restul vieții și le va mai da unor generații. Noroc că a scris puțin. Deci dacă sunt, dar puțin, dar greu de înțeles. Deci din filozof, din Blaga, înțelegi mai ușor, că avea și idei teoretice. Le iei ca atare, le spui, le comentezi de la Bacovia. Trebuie să înțelegi din interior. Este mult mai greu de comentat decât sunt ceilalți. Deci eu sunt fericită că se întâmplă să fiu invitată aici. Puteam să fiu invitată doar ca participant, că veneam cu mare plăcere. Fiindcă există un risc. Mi se dă aici premiu, se va putea spune, a existat aici o carte cu scriitorii și poliția. Poate exista una cu scriitorii și de neau, să spune că am făcut trafic de influență pentru Bacovia. Bacovia de pe lumea cealaltă mi-a răspuns și am primit un cuvânt. Ca urmare a traficului de influență pe care l-am făcut. Dar suport și de neau, mai ales că acum e mai ușor de suportat, că doamna Căveși are dânsa probleme și mă va trata mai cu milă. Voi suporta mai ușor consecințele. Însă eu altceva vreau să spun. Sunt fericită, cu premiu sau fără premiu, aș fi venit oricum la această sărbătoare, pe care eu în ținea mea o pregătesc de vreo 2-3 ani, că intrarea n-a fost ușoară și am vrut să intre chiar pentru anul Bacovia, anul plumb. Și propun ceva, fiindcă sunt și persoane oficiale, sunt oamenii de cultură cei mai serioși. Am fost invitată și când au fost colozile avangardei, mă rog, eu s-o cotesc că e greu de alăturat avangarda cu Cancicov. Dar a fost una din personalitățile extraordinare ale acestui oraș, un finanțist care a reușit să facă leu convertibil într-o vreme groaznic de grea pentru țară. În vremea lui, impozitul pentru arte era de 1% simbolic. Toată lumea culturală îi datorează ceva, orașul ăsta îi datorează ceva. Nu vreau să se înțeleagă că aveam ceva împotriva alipirii unui festival la Cancicov, dar nu se legea cu avangarda. Eu cred că în orașul ăsta, în care a existat și un om de valoarea lui, uman, din alt domeniu, nu știu ce, dar marele scriitor Bacovia, să se unească toate forțele și să se facă un premiu național Bacovia, cum e premiul Eminescu, care să aibă un juriu fix, să aibă, înainte de asta, să aibă nominalizări făcute de un colectiv din care să facă parte oameni de aici, dar juriu să fie național, cum a fost și la premiul Eminescu, care a rezistat vreo 23 de ani, bine, a mai scântit-o acum, dar după 25 de ani mai toate juriile mai pot să facă și câte o eroare, dar un premiu care să se impună Bacovia ar fi important pentru țară, că ar fi preluat și de culturile vecine. Ar fi foarte important și o rog pe toată lumea de care depinde ceva în orașul ăsta să pună mână de la mână. Și Centrul Bacovia a făcut ceva și Consiliul Municipal a făcut. Toată lumea, dar să se unească și să se facă un premiu național Bacovia după toate regulile. Cu un juriu fix care să funcționeze într-un anume fel de la an la an. Nu plădesc pentru mine, că eu am dat deja 2 premii Bacovia, nu cred că mai pot să iau vreodată. Plădesc pentru Bacovia și pentru ce va fi după noi toți. Sper ca venirea mea aici să aibă această influență, să vă gândiți cu toții cum să se facă un premiu Bacovia care să reziste ca premiu național și să se impună serios ca un premiu național. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
Legea se acordă doamnei Ileana Mălănțumesc. Și plicul ne-a lăsat o temă importantă de gândire, vă mulțumim. Și acum o să vă mulțumesc la toți participanții, o să-i mulțumesc gazdei Centrului Internațional de Cultură și Arte George Apus, Universității i-am mulțumit dimineață, partenerilor media, ziarului Deșteptarea, studioului de radio i-aș reprezentat prin prietenul nostru, prin scriitorul Valentin Talpălaru și televiziune literară care are ca redactor șef pe Cornel Galben, sponsorilor compania Cotnar și unor prieteni de la o firmă Cromatic. Vă rog să rămâneți aici ca să putem ciocni un pahar, ca să putem vorbi între noi. Vă mulțumesc mult pentru această seară. Poză de grup, premianții. Și, scuze, domnul președinte Sorin Brașoveanu vrea să ne spună câteva cuvinte. Înseamnă că se simte bine în continuare. Bună seara. Acum mă gândeam, după primirea prietenească care am avut parte în această seară și după acești ambasadori ai prieteniei care au vorbit atât de frumos de prezența mea aici, dacă mai e nevoie să spun ceva, zic nu stric, zic că au o impresie bună despre mine și zic că nu știu dacă să nu spun un cuvânt, să stric ceva. Dar în momentul cuvântului de deschidere a doamnei Mihalache, vorbea de societatea asta agitată, așa, și cum am putea noi să o facem să fie o societate relaxată, pentru că numai într-o societate relaxată putem face cultură. Și chiar mă gândeam oare cât timp ne-ar trebui societatea asta a județului, ca președinte de județ, venind de astăzi după două chestiuni destul de grele, așa. Mă duc acolo, zic, mă sper să nu îi dispun lumea, pentru că am venit, vin după o zi și o săptămână foarte grea. Chiar nu știu societatea, dar cu siguranță probabil o să reușim, dar pe mine astăzi m-ați relaxat total după momentele astea, adică așa eu sunt acum cu totul alt om decât am venit, asta cu siguranță vă pot spune. Iar domnul profesor Scurtu, cred că mai este aici, în momentul în care a spus că are încredere în președinte Cojnă că o să facă lucruri mari, deja am simțit așa niște greutăți, așa, păi ia de aici, știi? Am simțit că nu, probabil, a simțit că pot să duc. Document, așa, că și cuvântul are forță și când a zis, sigur nu pot face singur mare lucru asta, cred că sunteți cu toții convinși de asta, dar am această deschidere și am discutat lucrurile astea cu o parte din dumneavoastră pentru că sunt foarte, foarte multe evenimente, foarte multe proiecte care am văzut în astea 3-4 luni de zile. Idei sunt, dar n-aș vrea să ne pierdem în proiecte mici, poate același buget, la urma urmei, la nivel de județ, dar exact cum spunea doamna Ileana, doamna profesor, doamna academician. Academician. Ileana Mălășoiu. Da, Bacău are nevoie de ceva mai mult, zic, și care să-l reprezinte la nivel național. Sunt de acord, uite, ideea a continuat astăzi, a ieșit și sămânța, ca să zic așa. Restul depinde de noi toți aici. Eu nu mă pricep foarte mult, dar pot să sprijin și putem să mă ajutați să iau o decizie și să luăm împreună ce este mai bine și mai frumos pentru Bacău. Sunt convins că împreună vom putea face lucruri. Nu vreau să vorbesc, sunt prudent, ca să zic așa, când vorbesc, să nu scăp vorbe mari care să nu aibă acoperire. Pentru că cam asta s-a întâmplat în ultimii ani de zile și, din păcate, am ajuns și eu, nu mi-am dorit, să știți, dacă m-ați fi întrebat acum un an de zile, cu siguranță nu. Așa a fost. Probabil fiecare are un anumit destin să ajungă aici, pentru că mi-a adus aminte și domnul Șerban. În 90, imediat după Revoluție, am scos împreună cu Ase Milcovin, care a fost coleg de facultate cu Nicolae Labiș,
Am scos împreună o publicație care se numea Cucioara vopsită. Ea este și acum la Biblioteca Națională în Arhivă. A ieșit câteva numere. Așa a fost să fie. Fiecare a avut drumul și a mers aici. Așa că ceva în interior există, dragostea, și cred că acum aș putea face mai mult alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și o seară. Noi vă mulțumim și vă așteptăm oricând printre noi. La copii. Iubește copii sau ocupat cu sursă copii. Să dau la copii. Eu de 90... Rămânem împreună. Bravo! Deschide ușa. Am făcut...